Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de House Build. Înainte să începem acest episod, nu uitați și voi să dați un like acestui episod dacă vă place ceea ce voi face în acest episod și bineînțeles să vă abonați la canalul meu. Iar pentru episodul de build de această dată m-am gândit să fac un McDonald's. Toată lumea bănuiesc că știe McDonald's și cel puțin odată ați mâncat. Eu, unul cel puțin de mic, mi-a plăcut Mac-ul și m-am dus și mi-am luat tot timpul de ceva când aveam ocazia, așa că voi încerca să fac un Mac. Acum să vedem cât de ok o să iasă și hai să dăm drumul. De obicei, McDonald's-urile au spătrate ca și formă, adică nu e ceva diferit față de celelalte, însă vreau să fac ceva destul de interesant și o să dureze ceva, însă hai să vedem exact. O să vreau la fel să fac și ceva cu Drive. Însă, în locul să zic așa, parcă nu prea îmi permite decât să pun construcția pe partea asta, că avem mai mult loc, să zic. Cineva m-am pus-o în aer. Stai că am luat construcția și n-am pus-o bine. Hai să o luăm de aici și să dăm naiba la parter, să o punem jos. Băi, du-te naibii. Cam așa ceva să zic. Ba, chiar putem să dăm o idee. Stați că trebuie să văd exact cum fac ca să nu mai pun deasupra. Cam aici, ceva de genul ăsta. Așa. Și o să fac, cred că și... nu, facem decât așa. Hai să vedem exact acum cum o să facem noi asta. Pac, pac. Acum sper să-mi și iasă ceea ce vreau. Automat că trebuie să las asta mai jos, că e prea sus. Așa, nu că să vină o idee, dar parcă nu prea îmi place cum vine acoperișul ăsta. În Sims 3 avea o chestie care arăta exact ca McDonald's, venea deasupra tăiat așa. Și era destul de interesant. Automat că trebuie să-l scot mai în față. Așa ceva. Vedem noi exact dacă ne iese până la final ceea ce vreau eu să fac. Însă vreau să fac... stai să vedem, cred că avem direct aici. Care mai era din asta de aici? Asta e de intrare. Nu, niciun caz asta. Și atent că nu mai găsesc acum unde era ăla. Era o chestie care arăta exact ca... ca drumul, dar nu... să facem ceva de genul ăsta, hai. Deci intrarea o să fie undeva pe partea asta și drive-ul o să vină undeva de aici. Așa. Sau nu, trebuie să fie exact lângă pentru că vor trebui să facă și comandă. Așa. Și aici undeva se face drive-ul și se duce spre ieșire. Ok. La fi ceva așa micuț, nu o să facem ceva foarte, foarte mare. Așa, ușa de intrare. Uite cu roșu așa. Bun. Și la intrare, pentru intrare o să punem... ce naiba de asta punem noi la intrare? Hai să vedem asta cum se vede, dacă nu, uite asta așa.
Ok. Și trebuie să punem un guard. Acum la guard. Ceva de genul ăsta să rămână. Nu că nu prea-mi place cum vine asta, însă s-ar trebui să pun... Aha, da, și așa se vede chiar ok. Și o să vedem, punem și mașini pe partea asta, o să fie destul de interesant, veți vedea. Ok. Aici, pe partea asta, trebuie să facem, oricum o să fie foarte micuț, o să vă arăt doar așa, practic cum puteți face și voi, trebuie să avem drive-ul undeva pe partea asta. Unde facem noi drive-ul? Undeva aici. Ne imaginăm și noi practic, adică na, nu putem să facem exact la fel. Și stai, de aici se ia bănuții către comandă și aici vor plăti în față. Două și pe partea asta și undeva aici se va lua comanda. Așa ceva. Și pe spate momentan nu punem, vedem exact după aceea cum o să facem. Dar nu prea vine popular. Asta așa ar fi. Ceva de genul ăsta și acum trebuie să stabilim. Uite așa ceva. Trebuie să dea și bine culorile de genul ăsta acum. Nu prea-mi place, sincer. E destul de greu totul să alegi culori și astea. Adică să faci ceva să-ți iasă și bine. Da, o lăsăm pe asta. E ok așa să fie și cât mai deschisă. Și hai să vedem la interior aici. Toate că ar fi trebuit noi să ne extindem mai mult. Ia stai. Că e parcă prea puțin... Op. Asta de aici așa. Și hai să le extindem și mai mult. Până în partea asta ca să avem noi suficient loc aici. Uite așa ceva. Că nu merge chiar din margine. Ok. Și aici să continuăm cu peretele. Ok. Asta îl scoatem. Mai degrabă asta vine mai bine așa. Așa. Și aici, așa ceva de genul ăsta. Ok. Și pe mijloc aici hai să mai punem încă un geam. Și hai să vedem exact la interior aici. O să avem practic zona asta. Aici este zona de...
toate că o să facem o idee mai mică. Că nu avem nevoie chiar așa de mare aici. Asta e zona de livrări pe partea asta. Și aici va fi zona de... hai să dăm asta mai așa. Unde se fac și aici. Și asta va fi bucătăria pe partea asta. Și toată partea asta trebuie să le rămână lor. Ce în aici o să facem un fel de... O să scoatem asta și facem un fel de... Nu știu, vedem noi exact, de depozit, ceva de genul ăsta. Și acum hai să punem asta de bucătărie și le facem roșii. Cam așa ceva pe partea asta. Și uși pentru zona asta, automat o să le facem în culoarea asta de aluminiu, așa să se vadă mai ok și aici pe partea asta. Și trebuie o ușă, cred, și aici, exact în partea asta, ca să se iasă ăștia în caz că na, au câte ceva, trebuie să-și iasă din bucătărie. Și aici o să păstrăm restaurantul, ceva micuț așa. Și hai să-i dăm o culoare. În interior... Trebuie făcut ceva cu jumate, jumate sau... Da, uite, vezi, asta nu merge. Trebuie să găsim un tapet, ceva care să fie și roșu și... și galben în același timp. Roșu și... numai galben ăsta. Pă, naiba că nu... nu se vede deloc, ok. Hai să punem întâi lumină, că asta e problema. Nu se vede bine nici din cauza că nu avem lumină pusă. Alu, cât am mai asta? Prea mare candelabru ăla pentru zona asta. Nu că nu merg astea. A, uite-te astea, da. Toate că nu prea luminează prostiile astea. Sunt mai mult de formă astea. Asta e rău că nu ai o lumină așa să lumineze cum trebuie. Tot ceva de ăsta mare trebuie să punem. Hai să dăm pe asta o idee mai în partea asta aici. Cam așa ceva și asta pe partea asta. Și acum putem să ne ocupăm. Cred că tot cu asta merge de aici. Stai, care naiba era? Pentru că asta se vede chiar ok, galbenul ăsta. Dar uite că aici nu avem roșu. Fii atent, ce prostie. Așa, a, da, nu, că putem face chiar așa, da. Ok, și pentru partea de bucătărie, din câte știu, într-un McDonald's e destul totul simplu, așa, în bucătărie și chestii de genul ăsta. Așa o să facem și pe partea asta. Aici o să facem... A, stai mă puțin că... Aici putem face așa, cu asta. Că așa veneau McDonald's-urile alea de obicei. Așa și în interior o să fie făcut. Cineva mă, de ce nu ia toate părțile?
Ok, și după aia dacă mai punem noi cu galben și astea, în interior aici trebuie să vadă. Așa, și aici zona asta tot la fel va fi din... Ok. Și pe jos. Pe jos este gresie ceva, nu trebuie să punem... Uite așa că asta practic e culoarea care se pretează într-un McDonald's. Astea erau culorile de bază, să zic așa. Așa, și mai avem aici pe partea asta. Ok, și lumină. Trebuie să punem tot ceva așa mai... Da. Ok, pe partea asta și mai avem de pus aici. Și în bucătărie văd că e destul de multă lumină. Cam așa ceva. Ok. Hai că arată ok, zic eu. Și aici pe partea asta o să mai facem ceva de genul ca un fel de... nu știu, știți că este și cafenea într-un McDonald's sau e o zonă de asta de... Na. Hai să începem să amenajăm bucătăria. Așa. Deci punem aici 1. Câte să punem? Câte 2 de astea, așa. Și mai erau niște chestii care trebuiau puse. Asta e să văd eu acum. Dai, n-au, să vedem exact unde erau chestii. Trebuie să găsesc unde naiba ori fi puse acum. Hai că-i culmea. Nu astea. Nici aici. Da, nu le mai găsesc. Uite aici. Ia să vedem, poate le găsim aici. Nu. Asta nu este făcut. În fine, dacă nu-l găsim, asta e noi problema. Și trebuie să punem și asta de apă. Trebuie să le avem puse. Uite-l mai aici. Așa, aici sunt preparatele pe partea asta. Adică, na, tot ce au ei nevoie pentru bucătărie. Și trebuie să punem și alarma. Așa, să scoatem asta. Ok. Și aici pe partea asta o să avem... Trebuie să facem cumva ceva cu birouri, să zic. Da, trebuie să facem o zonă de asta de birou. Încercăm și noi să improvizăm acum. Aici una. Aici și aici încă una. Două și pe partea asta încă una. Cu monitoare de astea gen casă de marcat. Toate că nu am aici... Este dacă dăm... Bata, uite, casa de marcat, perfect. Da, sper să și meargă să o... ce mă enervează. Da, dacă avem casa de marcat, hai că e mai ok, așa. Aici se... Ba nu. Aici se iau comenzile.
Deci putem lăsa așa. Aici se plătește și aici se ridică. Ok. Deci punem în partea asta. Nu. Pentru partea asta trebuie să luăm o masă normală. De asta e să și găsim ceva. Ok. Și punem aici și mai punem în partea asta iarăși încă o masă. Și aici punem... Bă, da, cineva mă, nu merge să pun casa asta de marcanică. Va trebui panou de ăsta. Ia să vedem. Nu, se poate, de ce nu merge să... Așa, perfect. Și avem una aici, nu, una aici și încă una pe partea asta. A, uite că sunt și astea mai micuțe, dar nu o să punem prima astăzi mai interesant, să zic așa. Și aici se face, aici e punctul de livrare al produselor și o să mai punem și pe partea asta niște chestii de astea. De aici zicem că ridică produsele făcute pe partea asta. Hai să vedem aici așa frumos. Nu, că aici chiar nu avem nevoie de așa ceva. Ok. Și aici și încă sunt preparate în partea asta. Și ce mai putem pune noi? Uite, așa ceva. Trebuie să le găsim acum la fiecare, să ne imaginăm exact ce putem face ca să iasă ok. Însă atâta o să las pe partea asta aici, de unde vor primi. Bucătăria în partea asta e ok. Asta trebuie dat la o parte și acum trebuie să ne ocupăm de... Dine out. Și acum hai să vedem aici cum facem noi ca să iasă ok astea. Așa. Deci care era ăsta așa? Și aici o masă. Da, culmea că nu prea vrea să meargă. Sunt astea alalte. Ceva de genul ăsta este. Aha, și pe partea asta. Perfect aici odată. Și mai avem undeva, asta o să-l punem cu spatele, uite așa ceva de genul ăsta, ca să putem pune și aici în o masă. Și mai sunt mesele de mijloc. Hai că asta nu e ok. Una aici. Hai să vedem și cu scaunele acum. Stai că iar a ieșit din asta. Fii atent că nu s-a stea unde. Doamne, deși mă enervează că... Am vrut să le pun pe astea la alte, dar am zis hai că nu le mai pun. Dragi. Care naiba e masa aia care merge, că te tot încurcă, deci asta mică e. Ok. Se mai întâmplă ce să facem și... Și punem aici așa.
luăm pe fiecare în parte ca să putem să le facem. Așa. Și o să mai punem și pe partea asta încă una, care asta o facem de două persoane. Și aici trebuia să mai punem noi, hai să vedem cum facem noi cu... Uite, așa trebuie cu zona asta făcută. De aici se vor lua, practic, chestii de-astea de... Poate punem asta aici, frumos așa. Și asta e pe partea asta, mesele de... Așa, nu au nimica pe ele sau chestii de genul ăsta. Și trebuie să punem ceva. Aveau ei niște chestii interesante pe aici. Uite, spre exemplu, asta. Cu produse McDonald's. Și unde îl găsesc eu pe celălalt? Așa. Astea sunt cu merele, adică cu produsele acelea, știți că sunt și pentru copii, cu sucuri și chestii de genul ăsta. O să le punem în partea asta și mai punem unul aici. Care asta văd că e mai mare. O să-l pun undeva aici. Așa. Uite așa ceva. Și asta este pe partea asta așa de bucătărie. Ia să vedem la asta de aici puteam să le fac roșii. Așa. Dă mai bine așa, dacă facem astea cu roșu. Mai e asta și cu asta de aici. Perfect. Așa, deci am terminat și practic partea asta de interior. Mai trebuie să punem decât... stai să găsesc, că nu mai știu unde le găsesc. Așa, ceva muzică. Ok. Și hai să vedem. Deci asta lăsăm pentru partea asta, pentru interior. Nu mai schimbăm nimic. Însă ce mai aveam eu de pus acum sunt chestiile astea de deasupra. Stai să le și găsesc. Putem pune o chestie de asta. Așa. De unde o fi ăla care se punea, mă, pe... Era o chestie de aia mare. Opa, aici nu. Ok. Da, nu-mi dau seama unde e chestia aia, ce naiba. Să nu fie aici, în partea asta? A, da, uite și asta. Îl punem aici înăuntru. Și pentru zona asta de afară, hai să facem și aici ceva. Haide așa ceva de genul ăsta. Stai că poate găsim ceva mai... Aha, uite așa ceva. Aici putem să punem o masă cu umbrelă. Da, să și găsesc întâi.
Și avem aici una. Păcat că nu avem și cu... și cu alte culori, gen. Și vine și pe partea asta. Și punem decât două pe partea aia. Hai să vedem. Și acum scaune. Aici punem câte 4. Punem peste tot câte 4. Uite, mai puțin pe partea asta o să punem 3. Așa ceva. Ia să vedem aici. Parcă aici trebuia să fie chestia. Este că acum putem să punem mai multe chestii de genul ăsta. Aha, uite, asta era. Da, nu-mi dă voie să... Uite, asta aici. Și era chestia aia care era asta. Ar merge ok pusă, dar n-avem unde, așa că o să o pun undeva pe partea asta aici. Și pe spate undeva, uite aici. Ok. Și pentru partea de interior, uite, avem asta, că să le punem, să mai schimbe așa puțin zona asta, acolo cu, aha, și asta, uite, de cafea, putem să o punem chiar aici undeva. Ok, și am terminat și cu partea asta, la exterior aici, ia să vedem noi dacă ar merge totuși. Asta gen reclame, chestii de genul ăsta putem să le punem, nu-i problemă. Este să vedem dacă merge și pe fapt. Da, uite așa ceva și aici avem o fântână. Și trebuie pusă și lumina de exterior. Și pentru lumina de exterior o să le folosim pe astea. Toate care merge să mai punem undeva și pe aici pe aia. Da, asta fii atent că nu merge pe asta. Așa ceva de genul. Ok. Așa. Aici nu știu dacă avem... Uite, și astea se găsesc și acum, mai ales atunci când este frig afară, astea se găsesc la McDonald's. Practic să încălzească ceva de gen. Ok. Și am făcut și aici. Și acum trebuie să facem, să punem și ceva, aului, prea mare, ceva mașini. Stai să-i schimbăm culoarea astea, asta o facem roșie. Așa pare și mai natural. Și stau două și mai avem una aici în fața, asta neagră. Sau nu, uite așa culoarea asta. Asta stă deja aici la pe partea asta la intrare și mai avem vreun alt tip de mașinuță? Așa, uite, asta. Bă, da, toate sunt aurice, naiba.
Asta deja stă aici să... Să-și ia preparatul și încă una. Hai să mai punem una ca să fie cât mai... Da, nu mai avem și un alt model să pun și-o... Trenuri, ce naiba, punem tren. Atunci mai punem, uite, încă una, încă o dubiță de asta. Așa, uite. Perfect. Gata, și aici sunt mașinile. Asta l-am pus, aia am pus acolo și pe partea aceea. Așa, trebuie să vedem acum. Păcat că nu putem pune ceva deasupra pe casă sau mai știu ce. Ia să vedem noi aici exact dacă ar mai merge. A, asta se vedea destul de tare, asta cred că o să-l pun aici pe spate. Asta o să se vadă chiar ok așa. Și bineînțeles că o să venim și noi la McDonald's aici când va fi gata. Adică, bine, na, o să-i dăm drumul la un moment dat și o să vedeți și voi exact. Asta e aici pentru, gen, pentru să pară mai interesant. Ana, și încă una aici, cu comenzile. Sau aș putea chiar, ia stai, să scoatem un geam de ăsta și aici punem unul din acela pătrat mic. Pare mai interesant dacă punem un geam din ăla pătrat. Dar stai că nu-l găsesc acum. A, uite-l aici. Și e perfect, e și roșu. Așa, și aici practic deschid ei. Și pune și pe partea asta. Nu, aici. Așa. Și uite că am rezolvat și problema asta. Ia să vedem noi. Night. Ok. Poate că aș vrea să pun ceva aici sus. Dar uite că nu mi se dă voie să pun. Asta cu meniu nu are nevoie. Să este că am văzut că era și roșu. A, așa. Ia să vedem. Dacă mai pun... Asta mi-ar plăcut să-l pun aici sus undeva. Da, n-ai cum să-l pui. Chiar n-avem cum să-l punem. Însă, da, cam așa arată restaurantul. Ceva micuț acolo, doar ca să ne putem aduce așa că aminte. Cu partea de... unde vin clienții la drive. Însă o să mai pun aici, că am uitat, uite, n-am văzut chestia asta, o să mai punem aici și ceva lumini, pentru că, na, pe aici, dacă trec ăștia, să aibă și naiva lumini. Ceva de genul ăsta. Ok, și cam așa arată McDonald's-ul nostru. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un like și, bineînțeles, să vă abonați în continuare la canalul meu pentru a mai face build-uri de genul acesta. Îmi puteți lăsa în comentarii și feedback-ul vostru vis-a-vis dacă am avut acolo câtuși de puțin inspirație pentru a crea un McDonald's. N-am vrut să fac ceva mai mare, puteam să fac, dar am zis să fie ceva așa doar ca să vă dați voi seama cum ar arăta în Sims-ul McDonald's. Așa că dacă v-a plăcut, dați un like, vă abonați la canalul meu, dați un share, iar până la un nou episod de build, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!